Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ogorul, boii, femeia, țarina și multe altele pe care omul le mai poate aduce înaintea lui Dumnezeu ca argument pentru a se scuti de întâlnirea cu Dumnezeu și de invitația de a sta la cină. Avem două episoade diferite teologice, superbe amândouă, dar cel mai important mie mi se pare cel în care Dumnezeu invită pe toți, și de la uliți, și de la garduri, și de oriunde, de peste tot, tot să intre și loc mai este, dar ce rămâne semnificativ, faptul că la cină, totuși, în una din Evanghelii, cineva se prezintă cu haina care nu este de nuntă, adică nu este adecvată acelui ospăț împărătesc și duhovnicesc. Și am putea spune că aici vorbim de omul care vine la Sfânta Euharistie, pentru că suntem în perioada postului, ați văzut și astăzi că într-un număr suficient de frumos ați primit Sfintele Taine, ceea ce înseamnă că a avut efect învățătura din timpul postului, când v-am spus să nu rămâneți neîmpărtășiți. Și acea haină murdară este tocmai haina pe care noi nu o aducem spovedită cum trebuie. Și o să mă întrebați, păi cum să te spovedești, Părinte, dacă e aglomerat și atâta lume? Te spovedești în timpul anului și îți cauți în conștiință tot ce te apasă pe tine adânc și scrii pe o hârtiuță exact ceea ce nu vrei să spui. V-am mai explicat, spovedania generală ține 7 ore, 10 ore, 11 ore, 9 ore, 20 ore, 40 ore, 60 ore și poate fi egală cu zero dacă cel care s-a spovedit nu spune ceea ce este esențial. Vă repet cu toată încrederea, că acum știu după 30 de ani de la spovedit, că fiecare om are o taină măruntă acolo în sufletul lui care n-ar vrea să o spună și nu poate să o spună, să nu îi se schimbe sau să nu îi se deformeze optica despre el, despre sine, imaginea în fața prietenilor sau imaginea în fața societății sau imaginea în conceptul lui despre sine. Dar cea mai curată imagine este cea a Evangheliei de astăzi. Haina nu ți este de nuntă. Așa? Și a doua, refuzul categoric de a sta cu Dumnezeu la masă. Sunt prea bogat să-mi pierd vremea cu biserica? Sunt prea bine poziționat social să-mi pierd vremea cu biserica? Am de toate, n-am timp să-mi pierd vremea cu biserica? Am familie, n-am timp să-mi pierd vremea cu biserica? Am țară, adică am afaceri, industrie și ce lucrez eu, n-am treabă cu biserica? Și am boi, n-am timp să pierd vremea. Boi în simbolistica teologică fiind cele 5 simțuri. Ochii cei frumoși care trebuie să vadă pe Dumnezeu pot să vadă filme de care nu trebuie sau imagini de care nu trebuie. Urechile care ar trebui să audă ceea ce îi place Dumnezeu trebuie să audă mizerii, nu cântări duhovnicești sau cât de frumos s-au cântat colindele la strană. Gura și limba trebuie să spurce, să taie, să spintece, să blesteme, să strice tot ce stă în jurul lor. De aia strigă David cât îl țin bojogii, pune Doamne strajă gurii mele și ușa de îngrădire buzelor mele. Mâinile trebuie să lucreze fapta cea bună, dar noi putem lucra cu ea și fapta cea rea, lovind, jignind, furând, batjocorind, îmbrâncind, făcând rău. Deci multe altele. Și în cele din urmă picioarele care ar trebui să umble în cărările Evangheliei și care o iau razna. Mă opresc asupra ideii Evangheliei de astăzi și după aceea vom vedea ce o mai face.
Un om oarecare a făcut o cină mare și i-a chemat pe mulți. Ăsta poate să fie oricine, omul mare, noi nu știm. Și preotul ne cheamă la cină, și vecinul ne cheamă la cină, și un cunoscut ne cheamă la cină, și un cumătru ne cheamă la cină, și un prieten ne cheamă la cină. Și oricine te poate chema la cină. Este bine să mergi ca invitat, dar pentru că vorbește de cină, dumneavoastră trebuie să deosebiți că sunteți lumea domnească a societății, micul dejun e dimineața, masa de prânz e la prânz și cina este seara. De ce te cheamă cineva tocmai seara să mănânci? Repet, de ce te cheamă cineva tocmai seara să mănânci când se depune și te îngrași și te deformezi? De ce nu te-a chemat la prânz când poți să mănânci, să ai arde? De ce nu te-a chemat de dimineață când ești flământ? Este legat de cină că și Hristos a făcut o cină. Și El a chemat pe cei 12 apostoli, a binecuvântat paharul zicând, luați și beți dintr-o acesta toți, este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și apoi a frânt pâinea dându-o ucenicilor și zicând, luați, mâncați, acesta e trupul meu, care se frânge pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci de aceea se pune problema atât de acut, că ei nu au fost invitați la orice, ci la cină. Și când spune că i-a chemat pe mulți, cuvântul mulți, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Deci pentru cei ce ați auzit și pentru cei care veți mai auzi. Deci rămâne la timpul prezent și viitor. Și iată prima categorie de oameni trebuie să meargă la ogor. Te rog, iartă-mă! Sunt scuzele de rigoare a omului care n-are treabă cu biserica, iar când a dat de o nenorocire, spune, părinte, era credincios, dar n-a fost niciodată la biserică. Era credincios, dar n-a fost spovedit. Era credincios, dar nu prea le avea cu Dumnezeu. Să ruga așa ca el. Al doilea spune așa, 5 perechi de boi am, mă duc să încerc, te rog, iartă-mă. De ce ar fi folosit termenul acesta de iartă-mă? Putea să-mi spună scurt, nu vreau. Nu mă plictisi, nu mă interesează, nu mi-e foame, nu-mi trebuie. De ce m-ai găsit tocmai pe mine? Merge pe acest iartă-mă, pentru că cel care este invitat la cină este dator celui care a făcut cina. Noi suntem datori lui Dumnezeu cu câteva lucruri fundamentale. Pentru cultura dumneavoastră generală, cel mai mare dar pentru care noi vom răspunde în fața lui Dumnezeu, nu-i ploaia, soarele și apa. Asta le dă și celor drepți și celor păcătoși. Este viața. De aceea, pentru faptul că am deschis ochii lumii acesteia și vedem toată creația naturală a lui Dumnezeu, suntem toți obligați, indiferent în zi, în noapte, dimineața, seara, oricând ne prinde vremea, și aici aș face o afirmație nu greșită, ci deocamdată antitetică, adică cu comparație, în momentul când sună trâmbița aia din sinagoga muezinului, acolo sus, sau cum se cheamă la minaret, oriunde îl prinde vremea, el se îndreaptă cu fața spre Meca, pune covorașul și de 5-6 ori pe zi, sau 7 ori, sau 9 ori să roagă. Oriunde ar fi, în mijlocul târgului, la servici sau oriunde ar fi, el intră în rugăciunea lui către Allah al său. Oare de ce păgânii, pe care noi poate îi discredităm, vin să ne dea nouă lecție față de superioritatea spiritualității supreme pe care noi o neglijăm și ne doare la bască. Și dacă trage clopotul și ce, și dacă e slujbă și ce, și dacă e sărbătoare și ce, și dacă e praznic împărătesc și ce, și dacă e un sfânt mare și ce, și dacă e duminica și ce, și dacă e iar nisca, e sărbătoare și ce. Deci poate fi liturghie la noi în biserică, că pe noi ne interesează mult mai puțin. Și uite, păgânii neavând lege, fac din fire ale legii. Deci acesta este un motiv pentru judecata noastră.
cum acești oameni, oriunde îi prinde vremea, pot cădea în genunchi să se roage lui Allah, al lor? Și noi care suntem ortodoxi și avem un Hristos permanent în noi și cu noi, nu avem timp de așa ceva. Nouă ni se cere doar seara și dimineața. Adică la răsăritul soarelui și la sfințitul soarelui. Ca să avem reprezentația rugăciunii celei adevărate către Dumnezeul Savaot, atunci când menora dimineața era stinsă în răsăritul soarelui și se cânta lumină lină, și când se aprindea menora seara și se cânta la vecernie, cum îi zicem noi, sau vesperină, din nou lumină lină. Pentru că apărea lumina care trebuie aprinsă, ca Dumnezeu este, pentru că Dumnezeu este veșnic lumină și noi să nu umblăm în întuneric. Deci asta este motivația pentru care cel care se scuză de fiecare dată din categoria celor trei, vine și își cere iertare. Pentru că este dator celui ce l-a chemat la cină. Noi suntem datori lui Dumnezeu cu darul sacru al vieții. Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și aplecându-se asupra lui Adam, a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut Adam cel dintâi om cu suflet viu. Știe să vorbească, are putere inteligibilă, are putere cuvântătoare, se aseamnă direct cu Dumnezeu și stă cu El în grădina Raiului. Și de acolo ne tragem și noi tot neamul omenesc. Deci atât de ce am avea prima datorie. A doua datorie pentru care trebuie noi să-i mulțumim lui Dumnezeu și suntem datori, este faptul că Iisus Hristos și-a permis să bea cele patru pahare divine pentru care a venit pe pământ. Repet, primul pahar l-a băut cu ucenicii înainte de a binecuvânta paharul vieții, al doilea pahar l-a băut când a dat ucenicilor săi zicând: acesta e sângele meu al legii celei noi. Al treilea pahar, pe care și noi trebuie să ajungem să-l putem bea, că atunci rămânem la al doilea și dacă nu l-am băut pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea, nu-l vom mai bea niciodată. L-a băut în grădina Ghețimani, când a plâns cu lacrimi de sânge și a spus: paharul acesta să treacă de la mine, dar era paharul morții pe care a trebuit să-l guste și în orice fel de moarte. Tată, dacă este, treacă de la mine, dar fie cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Adică nu-i tot una să mori ca animalul la abator, cum ai un cap sau electrocutat, sacrificat, și alta să mori în calitate de sfânt, de mucenic, de mărturisitor sau de om plăcut bunului Dumnezeu, care să se proslăvească, cum spune psalmistul, bucurați vroasele cele smerite. Iar al patrulea pahar îl bea pe cruce, când bea oțet și fiere, ca să ia asupra lui tot amarul păcatului de pe pământ și toată durerea și amărăciunea păcatului care l-a întunecat pe Dumnezeu și l-a răzvrătit și l-a făcut să nu să urască lumea, să o țină în întuneric pentru neascultare, și a luat asupra sa păcatele, iată mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lui. De aceea noi suntem obligați, prin asemănarea cu Dumnezeu, să participăm la cină, să ne bem cele patru pahare care ni se cuvin în viața noastră veșnică, pentru viața viitoare. Adică, am luat primul pahar când ne-am născut în părtășania de la botez, bem dintr-al doilea pahar cu Hristos, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului, în amintirea mea, ori de câte ori veți voi, spune Evanghelia lui Matei, și aici Pavel atrage o singură atenție, să se ispitească omul pe sine dacă să bea din pahar și din pâine, să mănânce slușia lui și foc și o sândă, și așa, și spune preotul când ne împărtășim, să nu-mi fie împărtășirea mie de o sândă, ci de tămăduirea trupului și a sufletului și spre viața de veci. Al treilea pahar îl bem pe pragul morții. Ați văzut că sunt oameni evlavioși și credincioși care spun așa: adu preotul să mă împărtășesc, că simt că am slăbit. El e un dar divin, să știi că trebuie să pleci împărtășit, iar liturghierul nostru în proscomidia morților spune așa: pomenește-i, Doamne, pe toți cei ce au adormit cu împărtășirea ta în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Iar despre ultimul pahar,
Ne spune Hristos în Capernaum și iarăși cu o altă ocazie a Evangheliei, de acum nu veți mai bea cu mine decât în împărăția Tatălui meu, la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Deci, noi, ca să ne putem împărtăși din liturghia cerească, trebuie să ne consumăm ca fii de împărați, pentru că Hristos e împăratul nostru, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeu nostru, și noi suntem fiii lui după har și după credință, trebuie să ne bem cele trei pahare de prinț ai creștinătății aici pe pământ. Din Euharistia botezului, din Euharistia vieții, din Euharistia morții și ultimul în împărăția cea veșnică, la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. De aceea băieții se scuză foarte frumos, sunt foarte ocupați și ultimul spune că și-a luat o femeie și nu pot veni. Deci o fi femeia pricină de poticneală, nici pe de departe să nu credeți lucrul ăsta. Poate v-ați dus cu mintea prea departe. Nu era preocupat de sex sau de stat acasă cu ea la plăceri, nu. Înseamnă viața cotidiană de zi cu zi, când omul are familie și naște copii și are serviciu și educă și școlește și face casă și face masă și îmbracă și duce la grădiniță. Asta înseamnă că mi-am luat femeie și nu pot veni. Adică grijile vieții mi-au preocupat grija spirituală. Apostolul Pavel folosește o expresie, eu vreau ca toți să fie ca mine, dar știu că nu se poate, iar pentru femeie, în special pentru femeie, spune așa, fecioarei bine este să se mărite, vedeți ce frumos, dar și mai bine dacă stă așa. De ce? Pentru că mireasa este obligată să placă mirelui său. Apostolul Pavel, în epistole, nu o spune la mine. Deci când te-ai măritat, trebuie să faci mofturile bărbatului, că de asta ai ales drumul ăsta. Iar fecioara se pregătește să-i placă lui Hristos. Are timp de rugăciune să se împodobească sufletește, să se spovedească, să se roage, să se închine, să postească. Ei, femeia căsătorită nu mai are timp de toate acestea. Le face și pe acestea, dar măsura în care îi mai permite viața, timpul, ocupația, greutățile, crucea pe care o duce în această direcție. De aceea, el n-a mai zis iartă-mă. Vedeți, interesant, el n-a mai zis iartă-mă. I s-a părut firesc că fiind o taină a bisericii, nu are de ce să-și asume vreun reproș, atâta timp cât el este un om în rândul lumii. Dar nu-i de ajuns să fie în rândul lumii, fiindcă vine Hristos și spune, clar, cine n-adună cu mine, risipește. Vă las pe dumneavoastră să găsiți găselnițile vieții, de câte ori ați pierdut sau câte pagube ați avut, pentru că n-ați știut cine e Dumnezeu sau cum trebuie iubit și respectat Dumnezeu. Ba un credit aiurea, ba o bancă pierdută, ba niște dobânzi aiurea, ba niște bani împrumutați, ba niște bani cheltuiți la îndala, ba niște afaceri nereușite. De ce? Că n-a fost și Dumnezeu pe acolo. El rânduiește și un expert bun, și un contabil bun, și un soț bun, și un servici bun, și toate sunt în mâna Domnului să le face spre slava lui Dumnezeu. Spune că slujitorul, adică îngerul nostru păzitor, că nu e altcineva, s-a dus și a spus stăpânului ceea ce îi spun oamenii invitați la cină. Vă repetam asta cu două duminici. Ce vom răspunde în fața lui Dumnezeu când el străbate ierarhiile cerești, cerurile cerurilor, cerurile mai presus de ceruri, de la tronul Sfintei Trei, coboară și vine în interstelar, în spațiu galactic ăsta cu eterul, cum îi spunem noi, și în cele din urmă vine la noi în sat, poftim, azi la Vlădiceni, aici pe Sfânta Masă, la masă în Tomești, la masă la Mitropolie, peste tot unde este altar, Hristos vine și se odihnește ca oamenii să guste din el. Și oamenii vin cu aceste scuze și spune, n-am putut. Păi câte miliarde să bagă într-o rachetă, să străbați cu ea cosmosul, să vezi dacă există Dumnezeu, că asta caută ăștia pe sus, în loc să-și caute de păcatele lor? Și Dumnezeu vine la tine acasă. Tu-l cauți pe Dumnezeu pe deal și el e la tine o gradă, împărăția Dumnezeu înăuntru vostru. Iată. Și atunci spune că stăpânul s-a mâniat. Este o expresie de foarte mare învergură. Mâniindu-se, stăpânul a zis. Deci nu numai că s-a mâniat, a și decretat. A și decretat. Sunt trei legi
negru pe alb. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, conștiința din tine și legea morală din tine. Aceste trei legi nu te pot lăsa să greșești. Dacă cunoști aceste trei legi, tu nu poți face rău. Pentru că a patra a dat-o și scrisă în cuie. Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci suntem sub decretarea iubirii. Scurt, nimeni nu pătrunde de această iubire în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă n-am fost înzestrați cu iubire, Zamfir, dacă n-am fost înzestrați cu iubire, să nu așteptăm să vedem lumina iubirii dumnezeiești. Punct. Maxim Mărturisitor. Și a spus așa, ia mai ești tu îndată și mergi la piețe, la ulițe, la cetăți, la săraci, la neputincioși, la orbi, la șchiopi, la târguri. Să le luăm pe rând și să vedem ce ascund aceste vorbe în ele, pentru că nu întâmplător sunt rostite. Să ieși în piețe. Știți ce e o piață, nu? Multidivertismentul a ceea ce se vinde și multidivertismentul uman. Tot felul de oameni găsește acolo. Unul e negustor, unul cumpără, unul vinde, unul cască gură, unul analizează, unul trage concluzii, unul se miră, unul se plimbă. Deci și ăia n-ar fi trebuit în mod corect să fie în piețe, trebuie să fie la cină. De-aia a spus, mergem piețe. Ce spunem noi când mergem duminica la piață sau la vândut sau la cumpărat? Părinte, mai fac un bănuț. Nimeni n-a spus că nu faci un bănuț. Depinde ce ai să faci cu el dacă tu nu știi că trebuie să fii și spovedit și împărtășit. Pe ulițile cetății, ce-ar însemna să vizităm o uliță de cetate? Noi am putea spune frumos ca la noi la români, țara rugură cască. Lumea care stă la poartă și pe marginea drumului și trece în deal și în vale, exact cum făcea, dacă vă aduceți aminte, și evreul nostru dintr-o poveste. Îl întreabă vecinul care era și el, avea o ocupație, vedea bine, scria bine, spunea bine. Dar de unde vii vecine? Din vale. Și unde duci vecine? În deal. Și cât stai? O vreme. Și când te întorci? Mai îndată. Nu suna bine în raport, nu? Ați înțeles ce am vrut să spun. Totuși, ulițele sunt pline de oameni lui gură cască, care în loc să piardă vremea, ar putea să fie în biserică. Adică la cina lui Dumnezeu, la Sfântul Potir. Și că acum merg și pe la săraci și la neputincioși. Aici m-aș duce cu mintea în două idei. De ce îi cheamă Dumnezeu pe neputincioși la biserică dacă ei nu pot să meargă? Păi dacă omul e bolnav în pat și e olog și e imobilizat și e paralizat și nu se poate mișca, cum să meargă la biserică sau cum să vină la cină? Cei de lângă el trebuie să-l aducă pe el la cină. Și venind patru inși cu un slăbănog pe un pat, au spart acoperișul casei și l-au pus înaintea lui Iisus. Sună interesant, nu? Deci când tu ești un om bun și ești credincios, prietenii tăi fac orice să te vadă împărtășit. Fie că vin cu preotul la tine să iei cina, sau fie că te duc ei pe tine la preot să primești cina. Deci vedeți de ce nu sunt scutiți nici neputincioșii? Pe cei săraci? Ce ar mai face săraci duminica afară de să meargă la biserică? Poate că stau chiar la poarta bisericii și cerșesc, dar nu-i interesează nimeni. Sunt doar la cerut. Și poate de asta îi avertizează și pe ei. Dar eu m-aș duce la alt fel de săraci? Poate sunt săraci de Dumnezeu? Poate care ar trebui să știe de Dumnezeu și nu știu de Dumnezeu? Poate ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu și au rămas și mai săraci. Adică sunt săraci că nu-L au pe Hristos. Și vai de omul care nu-L are pe Hristos. Cum spune Iisus, la cei care nu-L au pe Hristos, nu vă cunosc pe voi. Vedeți ce greu? După o vreme, slujitorul, adică același înger păzitor care umblă la conștiința fiecărui om, vine din nou și spune,
Am făcut-o tocmai cum mi-ai spus. Și știi ce constat? De data aceasta nu mai zice omul cel mare a făcut cina. Doamne, tot mai este loc. Ceea ce înseamnă că niciodată conceptul de creștin de săvârșit nu-l putem găsi pe pământ. Între dreptate și adevăr există o mare diferență, așa cum există între perfecțiune și desăvârșire. Adevărul vine direct de la Hristos și poate fi transmis prin faptă, prin vorbă, prin demnitate, prin bărbăție, prin cuvânt. Deci, spune, ăsta e un om adevărat. Ăsta e un om așa cum trebuie să fie. Folosim noi expresia. Însă, între desăvârșire și perfecțiune există mare diferență. Nu va fi niciodată perfecțiune, pentru că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dar desăvârșire găsim, pentru că unul e bun și unul e rău. Ne spune Biserica și Pavel. În Biserica Slavei tale sunt vase de cinste și de necinste. De necinste sunt cei păcătoși care se pot curăți și desăvârși sau perfecționa, iar de cinste sunt sfinții și cei peste care s-a odihnit Duhul Sfânt. Vorba cuiva mi-a spus, părinte, dacă vrei să înțelegi lumea, să respecti întotdeauna decalogul și să pricepi întotdeauna fericirile și nu greșești înaintea lui Dumnezeu niciodată. Ăsta este cel mai mare cod de etică pe care lumea l-a avut pe pământ dat vreodată. Nu juridicul civil, nu juridicul penal, nu juridicul economic, nu juridicul para, nu știu ce, vedeți? Noi avem tot felul de specialități care ne duc dintr-o lume în alta și ne adâncesc în mai și în mai și în mai și în mai și în mai mari articole de lege, zic, ăștia atâta ziua dau amendamente, de-alea ordonanțe și legi. Există două legi mari. Una nescrisă, adevărul divin, care este agățat de conștiința omului, nu face rău. Și nu poți face nimănui, nici ție n-ai voie să-ți faci rău, că trebuie să te iubești, nu numai pe altul, și pe tine. Și una este legea scrisă. Dacă analizăm atent decalogul, noi vedem că nu avem nevoie de niciun fel de lege juridică, el cuprinde întrânsul tot ce ne interesează pe noi ca oameni. Să nu furi, cu toate spețele. Poți să furi prin hârtie, poți să furi prin fușăiel de astea, de acte, cum se spune, cu legea mână, poți să furi prin sustragere, prin autodeterminare, că ți-aparține, tot felul de spețe. Scurt, legea are o singură interpretare. Nu ai voie să furi, nu-ți însuși pâine cu foc sau pâine necinstită. Și cu asta ți-a spus tot. Deci nu e nevoie de 1000 de explicații. Doar judecătorul le poate complica când le transformă în articole și aliniate. Scurt. Să nu ucizi. Nu contează în ce formă. Că îi dai în cap, că l-ai lovit, că l-ai călcat cu mașină, că l-ai otrăvit, că ai băgat cuțitul el, că l-ai împușcat, că l-ai văzut, că nu l-ai văzut, că s-a necat, că nu l-ai îngrijit și a murit de boală. Conștiința îți dictează să nu iei viața nimănui. Punct. Deci am zis ce simplu este? Legea scrisă, care este legată de legea conștiinței care vine din cer, de la adevăratul Dumnezeu. Să nu mărturisești strâmb, adică să nu fii mincinos. Majoritatea lucrurilor care se fac azi în societate se fac pe bază de martori, de acuzați, de acuzatori, de avocat, de procuror, de judecător, care fiecare își dă cu părerea într-o direcție. Tu când ai pus mâna pe Biblie și ai spus jur să spun numai și numai adevărul, ți-ai luat asupra ta oprobiu divin, care indiferent că te ajunge azi sau mâine, tu plătești pentru el. Nu contează că tu ai zis în sinea ta, i-am prostit, m-au crezut, am câștigat, am rezolvat. Vei pierde pe parcurs unde nu te aștepți. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Să nu râvnești la cea altuia cu vicleșug.
Deci, indiferent ce lege îți dă dreptul, că e de retrocedare, că e de împroprietărire, că e de nu știu ce, tu dacă știi că nu-ți aparține și n-a fost al tău și al tatălui tău și al bunicului tău și al străbunicului tău, tu nu ai dreptul. Dar legea mi-a făcut dreptate. Legea ți-o fi făcut dreptate, dar conștiința și Dumnezeu nu ți-a făcut dreptate. Și ultima din astea grosolane, să nu fii desfrânat. Deci dacă ți-a dat Dumnezeu taina căsătoriei, adică femeia de care vorbește astăzi Evanghelia, tu nu ai motivație să strici alte femei. Așa cere Scriptura, ne v-ați faceți cum doriți. Dar ca să înțelegeți de ce ni se spune nouă, că a mai rămas loc și atunci a zis Dumnezeu altceva mai interesant. Ia căutați-i voi pe toți șchiopii și pe toți orbii și aduceți-i aici. Doamne ferește, ce-o fi și asta? Și că aduceți toți ăștia neputincioși ăștia, șchiopii și orbii. Ce înseamnă șchiop? Cel care interpretează legea după cum îi place lui și cel orb care toate fie drepte, fie nedrepte, el le vede cum le vrea el și nu cum sunt ele. Deci noi avem trei dreptăți. Dreptatea divină a lui Dumnezeu, dreptatea legii conștiinței și dreptatea personală. Întotdeauna dacă discuți cu cineva, îți va spune așa: părinte, eu să spun adevărul. Deci tu ai un adevăr afară de adevărul Dumnezeu sau adevăratul Dumnezeu. Tu ai un alt adevăr afară de adevărul din conștiința ta pe care știi că îl înnăbuși sau îl minți sau îl ascunzi. Dar tu ești orb. Că așa spune Mântuitorul, dacă eu le-aș vorbi și ei ar înțelege, dacă eu le-aș spune și i-ar deschide ochii și ar vedea, eu i-aș putea mântui. Dar ei nu fac asta fiindcă nu vor să se mântuiască. Deci de aceea slujitorul vine a doua oară și spune: mai este loc! Aici lăsăm loc la câteva interpretări. Mai este loc să vină și alții la pocăință, mai este loc să vină și alții la împărtășit, mai este loc să vină și alții la spovedit, mai este loc să vină și alții la rugăciune, mai este loc să vină și alții la adevăr, mai este loc să vină și alții la bine, mai este loc să vină și alții la dreptate, mai este loc să vină și alții să caute legea și calea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu întotdeauna lasă loc binelui. Ăsta e locul despre care se vorbește. Binele nu are lege. Binele trebuie făcut bine ca să fie făcut, să fie bine. Ioan Damaschin. Cred că am vorbit cam mult și v-am obosit. De data aceasta, stăpânul schimbă total foaia, vedeți? Eu tentam să vă dau voie și să... Tentam să vă dau voie și să închei. Uite, aici mă obligă să merg mai departe. Mai ieși odată! Acum, de data asta, te duci pe toate drumurile și pe toate gardurile și nu-i mai întrebi. Îi silești pe toți să intre, să mi se umple casa. E grav. Deja problema nu se mai pune din punctul de vedere al adevărului, al libertății, al voinței, al dragostei, al plăcerii, al compasiunii sau a simpatiei. Hai mă să mă ducă dacă m-a chemat, hai că așa e omenește, hai că așa e bine, hai mă să nu mă cert, hai să nu port pică. Acum îi aduci pe toți, frate, și de pe drumuri și de pe uliță, tu umpli casa. Ceea ce înseamnă că prelungirea acestei cine trece dinspre paharul 3 spre paharul 4 într-un punct pe care îl decretează Tatăl. La glasul al Arhanghelului și la glasul trâmbeței de apoi, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată pe norii cer. Deci, dacă nu ne împărtășim de voie, vom vrea de nevoie și nu se va mai putea. Dacă nu ne împărtășim de drag, vom vrea și nu mai vom avea cum. Dacă nu ne împărtășim acum când ne cheamă Dumnezeu, după aceea s-ar putea doar să ne arate de ce ne-am lipsit. De aceea spune, tu umpli casa și îi baci pe toți. Adică nu rămâne suflare de om care să nu treacă prin fața conștiinței divine, a adevărului divin, a vieții divine, a legii divine, a moralei divine, a expresiei divine. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și vreau din ce mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciun. Nu mai ține de noi.
Eu v-am spus-o în felul meu, Evanghelia o concretizează în felul ei. Amin, amin, zic vouă. Niciunul din bărbații care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Eu cred că e o chestiune pentru acasă mai pregnantă decât se poate. Eu cred că e o chestiune de o finețe care depășește toate barierele, nu numai morale, și psihologice, și sufletești, și sociologice, și cum vreți să o luați. Când Hristos ți-a spus că te-a chemat și te-ai întors spatele și n-ai venit, îți decretează clar, niciunul din cei chemați pe care eu i-am poftit, așa se cheamă, cei poftiți la cină, nu cei chemați la cină. Când iubești pe cineva, îl poftești, te rog să vii la noi la masă. Când îi spui, îți impun să vii la noi la masă, deja nu-i bine. Dar când îți spune că te-aș aduce cu forța, dar nu-ți dă să mănânci, deja problematica se pune de ordin, nu e eschatologic și parusian, judecat în toată regula. Legați-l de mâini și de picioare, spune în cealaltă evanghelie, și aruncați-l în tuneric cu cel mai din afară. El se vaită, se roagă, insistă. Și ce îi spune Dumnezeu? Nu-l jicnește. Folosește niște expresii atât de joviale. Nu-l putem bănui pe Dumnezeu de răutate și nu-l putem bănui de ironie. Să fim foarte atenți. Îi spune acelea, prietene, haina nu ți este de nuntă, tu cum ai intrat aici? Vedeți? Avem o altă evanghelie care vine și ne spune ceva subtil. Cine nu intră pe poarta oilor este fur și tâlhar. Cine sare în staul pe aiurea este fur și tâlhar. Oile mele cunosc glasul meu și vin după mine. Și eu port grijă de oi. Dar ce caută cei care intră pe aiurea? Se pare că acest aiurea este decretat de altă expresie a Sfintei Evanghelii care spune așa, nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aici poate să intre și cei din categoria cu boi, cu femei și cu țari. Adică atât de bine este preocupat de problemele lui pământești și de cele materiale, încât a uitat cu desăvârșire de cele spirituale. Și atunci când a fost chemat, nerăspunzând chemării, avea Sfântul Ioan Iacob o poezie simplă și frumoasă. Mintea ta este făclie, fără un de lemn, de la Domnul să cer milă până când mai ai feștilă. Iată, lumea te învață la desmățul ei și dacă te lași chemării, pradă ești de străbălării. Și de uiți chemarea sfântă, ai să joci precum îți cântă. O spune Ioan Iacob, lasă cărțile profane și le ia pe cele sfinte ca să prinzi ceva la mine. Că atunci când ajungi lângă mormânt, prietenia cea cu lumea e ca pleava ce se împrăște de vânt. Prieteni buni câștigă plânsul și rugăciunea lui Iisus, căci plânsul stânge focul veșnic și rugă-te înalță sus. E din hrană duhovnicească. De ce v-am menționat acest lucru? Ca să înțelegeți că a fi opriți de Dumnezeu să mai mâncăm din paharul cinei, adică să fim chemați și să nu ni se dea voie, dar să fim băgați cu stila, înseamnă că la judecată vine toată suflarea. Chemava cerul de sus și pământul de jos și cere de desubt să aleagă pe aleșii săi. În numele lui Iisus Hristos, Iacob, tot genunchiul să se plece și a celor cerești, și a celor pământești, și a celor de desubt. Și dracii strigă lui Iisus, de ce ne chinuiești tu pe noi mai înainte de vreme? Și noi am te întrebat, Doamne, ce tot ne chinuiești atâta? Lumea a evoluat.
IT-ul, cibernetica, știința, descoperirile, revoluțiile științifice, tehnologiile moderne demonstrează că ești prea mic, Dumnezeule, pentru o lume atât de civilizată. Numai că această lume civilizată a pățit ca șoarecele. Șoarecele, când s-a prins în capcană, a uitat că cașcavalul se dă gratis numai atunci când este cursă. Și nouă ni s-a dat acest cașcaval ca o cursă. Și am picat în capcană. Deci acum, dacă capcana nu ne-a izbit mortal, să încercăm să ne salvăm din capcană și să încercăm să nu mai mâncăm cașcaval gratis. Să fim atenți și să ne îndreptăm spre cina pe care o cere Dumnezeu. Întâmplarea face, și de mulți ani nu s-a întâmplat lucrul acesta, ca astăzi unul din cei poftiți la cină care a și venit și care a și rămas celebru în istoria bisericii noastre, să fie Sfântul Ierar Spiridon, marele făcător de minuni. Se știe despre el, se cunoaște despre el, s-a citit despre el. Nu voi încerca să stau să fac mai mult de 5 minute de expozeu, să spunem, la adresa acestui mare sfânt, pentru că cuvintele sunt sărace. Simplitatea și smerenia l-au dus la cele mai înalte culmi, să vorbească cu Dumnezeu, să cânte cu îngerii, să facă minuni pe care nu și le dorea, ci Dumnezeu îi le îngăduia pentru smerenia lui, și să fie numărat printre iluștrii și marii sfinți făcători de minuni, ocrotitori ai celor care îl caută cu credință. Trei mărturii ar fi care ne demonstrează că acest sfânt, deși stă în sicriu și până astăzi, el niciodată nu s-a lipsit de darul Duhului Sfânt de la Dumnezeu și întotdeauna cine l-a chemat a și primit ajutorul de care a avut nevoie. An de an, când se face sărbătoarea Sfântului Spiridon și sunt moaștele scoase în precesiune, în picioare se pun pantofi noi, brodați din catifea cu fir, care, în momentul când sunt scoși din picioare, sunt plini de iarbă, de praf, de țărână, cum Sfântul pleacă noaptea din sicriu și merge pe jos și ajută pe cei pe care îl cheamă în nevoi. Și sunt mărturii scrise ale clericilor care au slujit la biserica unde este racla Sfântului Spiridon, că au fost momente când s-au spăimântat că racla e goală și au crezut că Sfântul este furat. Dând zvon în stânga și în dreapta, când au venit și au căutat din nou racla, Sfântul era la locul lui, dormea liniștit, dar avea pe picioare fire proaspete de iarbă sau noroi proaspăt pe papuci. El s-a întors între timp când a văzut că e căutat. Doi, putea învia morții, putea face minuni, putea descoperi semne și lucruri pe care alți oameni nu le pot face. Spun așa, că Sfântul Spiridon poate că este autenticul sfânt care ne-a demonstrat ce înseamnă un făcător de minuni. Noi mulți ne dorim să fim făcători de minuni. Mulți încercăm să facem minuni, mulți încercăm să facem pe interesanții cei din lumea duhovnicească, dar minunile le face Dumnezeu și niciodată oamenii. Unu, o femeie vine cu copilul mort, insistă la Sfântul Spiridon și cu toate că el putea face minuni, a zis, nu pot să fac de capul meu. Să îndrept să văd ce zice ajutorul meu, diacon. Ce zici, diacone? Am putea noi să facem o rugăciune pentru femeia asta? Și diaconul i-a spus, da, se cuvine, preasfințite, să întorci cuiva fața dacă Hristos a spus, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Și a zis, bine, să ne punem în genunchi să ne rugăm toți. De ce toți? Ca nu cumva să zică lumea, uite, Sfântul Spiridon s-a rugat și s-a făcut minunea. Și când Sfântul a ridicat mâinile la cer, copilul s-a sculat sănătos. Femeia de bucurie când a zis copilul viu a murit ea. Și atunci diaconul a zis, Doamne, dar părinte, ce folos ar avea dacă ei se bucură că e copilul viu și mama lui moartă? Oare nu ispitim pe Dumnezeu? Nu, părinte, mai ridică mâinile odată. Și a zis Sfântul Spiridon, scoală-te, femeie, și treci lângă copilul tău. Și femeia s-a sculat de jos ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar Sfântul Spiridon a spus, să nu spuneți nimănui niciodată, că ăsta e darul lui Dumnezeu. Și el le-a descoperit ucenicul lui, Artemidot, după ce Sfântul s-a mutat la cele veșnice. Deci, altădată venețienii, chiar a fost furat și a stat o vreme și în partea venețiană,
aveau mare evlavie, cu toate că erau catolici, deci îl cinsteau, că era Sfântul primelor 10 veacuri creștine și nu avea nicio treabă cu ruptura de la 1054. Și s-au gândit venețienii, pentru că Sfântul a stat într-un incendiu, hainele lui sunt toate ponosite și vechi și afumate, și i-au tras niște brocarturi de alea, niște mătăsuri fine, brodate, la mare altă, l-au îmbrăcat ca pe un împărat. Și a zis, ei cred că se bucură Sfântul nostru pentru darul care l-am făcut. Și dimineața când s-au dus în biserică și au deschis biserica, lângă racla Sfântului erau toate hainele cele noi puse grămadă, iar Sfântul îmbrăcat cu cele vechi care ei le strânsese și le aruncase. Deci, Sfântul s-a dus și a luat singur hainele lui și s-a îmbrăcat cu cele care trebuie. Adică a rămas smerit și în viață și după moarte. A transformat șarpele în aur, a mustrat pe negustorul hoț care vrea să fure capre și a arătat că cel care este plăcut lui Dumnezeu poate să vorbească cu animalele de la egal la egal ca un om îndumnezeit. Și ăla tot chinuia o capră și o trăgea în turbă și capra behăia și o trăgea cu piciorul, făcea ca toți nemții. Și a zis, omule, las-o să vorbesc cu ea. Auzi, fata, tate, tu de ce nu ești liniștită? Dacă eu te-am vândut lui, de ce nu stai în turma lui? Și capra a venit în fața Sfântului, a lins mâna și a dat din cap, adică nu-i vândute. Negustorul s-a rușinat, a dat banii pentru capră, capra a lins mâna Sfântului și s-a dus în turma lui și s-a așezat la picioarele negustorului. Să-i arate că un animal este mai inteligent decât un om. Deci vedeți ce înseamnă conștiința morală și adevărul divin? Vedeți ce înseamnă să fii iubit de Dumnezeu? Altă dată s-a rugat să vină ploi mari pentru că geamba și de cereale, cum ești azi, le duci prin port, le ții prin burta vapoarelor, le faci niște acte, le aduci cu alt preț în țară și vinzi pâinea la triplu preț, numai îl plimbi așa un pic pe mare să ia aer și îi faci schimb prețul, ei cu un leu de la țăran și vinzi pâinea cu 4 lei în magazin. S-a rugat și s-au rupt zăgazurile cerului și a împrăștiat la negustorii de grâu toate hambarele, s-au umplut toată cetatea de grâu. Și a spus Sfântul oamenilor, luați și mâncați, nu periți de foame, că ăștia sunt nesătui. De aceea și azi morala rămâne aceeași. Nu există niciun pericol planetar. Planeta ne poate hrăni pe toți. Noi am distrus-o, am părăginit-o, ne lene să muncim pământul, ni lene să cultivăm pământul, lăsăm cât mai multe pârloage, distrugem cât mai mult teren arabil și îl lăsăm de izbeliște și mâncarea din cer nu pică, în sudoarea feței Adamei să-ți câștigi pâinea. A spus-o Dumnezeu, adică agricultură intensivă. Și după aceea Sfântul Spiridon se arăta noaptea pe corăbii, când veneau negustorii și Sfântul Nicolae făcea același lucru și când era secetă și foame, te îndremna corăbile, mergeți acolo la primitor, dacă acolo e prețul bun. Și veneau corăbierii și cumpărau oamenii acolo mâncare și nu pierdeau de foame. Ninunea cu cărămida, nu mai stau să-i explic, că este universală și știută. După 6 luni de sinod, din toamnă până în vară, încă nu erau lămuriți cei cu arianismul. Și Sfântul ăsta a mult la discuție. Băi, frate, uite ce e și cu treimea asta, nu o mai lălăiți atâta. Vedeți cărămida asta? Era în cetatea Nicei. Asta ca să o faci, ai nevoie de apă, pământ și foc. Trebuie să o frămânți și să o arzi. Așa e și treimea, frate. Cărămida e ființa Dumnezeirii, iar dacă o strâng, îs ipostasurile. Focul a luat-o în sus, Duhul Sfânt, apa, Fiul, Evanghelia a luat-o în jos, Tatăl, Lutul a rămas în mână, Cel ce a creat materia, scurt, ceata filozofie. Și a rămas, cum spune acolo, ai rușinat peritorii și filozofii cei care vorbeau, lăsându-i fără de glas și neavând ce să răspundă înaintea harului și înțelepciunii tale celei dumnezeiești. Noi putem ști toate formulele de la matematică și putem ști toate legile pământești. Dacă nu cunoaștem legea divină, că Dumnezeu înseamnă adevăr absolut, nu ține. A adormit ca orice om, a fost pus în mormânt, în urma năvălirilor salazinilor a fost scos trupul din mormânt, a fost dus în Constantinopol, când a venit căderea Constantinopolului a fost dus de acolo în Serbia și în cele din urmă răscumpărat și dus în Corfu unde se află astăzi.
Și acolo a făcut odată valuri puternice de s-au stricat toate corăbile turcești, n-au putut cuceri orașul Corfu. Este și zi națională când se face procesiune cu moaștele. Și altă dată au plimbat sfântul prin tot orașul și a venit o ploaie atât de mare de au salvat roadele acelui an că trebuiau să moară de foame, cum a fost la noi seceta din 47 când am blat cu vioasa pe toate câmpurile Moldovei și a plouat după aceea și s-a restabilit vremea. Despre Sfântul Spiridon putem vorbi, sunt cel puțin 60 luni menționate în Viețile Sfinților. V-aș mai spune una singură, că asta mi se pare cea mai sugestivă. Știau arienii că el merge la sinod. Nu se mergea cu tramvaiul, nu se mergea cu avionul, nu se mergea cu rulota, nu se mergea cu mașina străină, se mergea cu trăsura cu cai. Și i-a spus lui Trifile, ucenicul său, merge și pune cai la căruț. Între timp, arienii noaptea, știind că Sfântul pleacă cu trăsura, s-au dus în graș și au junghiat caii, le-a tăiat gâtul și i-a lăsat fără cap. Dar la mine și spune Sfinte Spiridoane, caii noștri sunt morți în graș. Dar mai nu fi naiv. Nu-și pune capul la cai că trec acum să ne suim în trăsură. Fiind întuneric, că n-avea bec în graș unde stăteau caii, Sfântul Spiridon a spus, cel ce a înviat toată făptura și a creat toate din nimic, înviază acești cai că avem treabă la sinod. Binecuvintează, Doamne, că Tu ești adevărul, calea și viața. Caii s-au scuturat de jos, s-au scuturat, i-a pus la căruță, n-a băgat nimeni de seamă, fiind noaptea. Prin mijlocul zilei, când Spiridon călătorea cu căruța spre Turcia ca să se ducă la sinod, calul cel negru purta capul celui alb. Și capul celui negru era la calul cel alb. Și când au văzut arienii aceasta, au spus, sinodul nostru este compromis. Și așa a fost. S-a stabilit de ofințimea tatălui cu fiul, s-au stabilit primele 8 articole ale crezului, cei 318 părinți au clarificat odată pentru totdeauna puterea treimii și persoanele Sfintei Treimi și s-a încheiat o etapă istorică în apărarea dreptei credințe, atât Sfântul Nicolae cât și Sfântul Spiridon fiind la rândul lor martirizați pentru mărturisirea dreptei credințe în timpul lui Maximilian și băgați în temniță. Sfântul Nicolae bătut și ciomăgit, Sfântul Spiridon scoțându-se în ochi și tăindu-se pulpa de la piciorul drept. Au prins edictul împăratului Constantin la 318 și au fost eliberați și repuși în funcția de episcop. În rest, vă recomand Viețile Sfinților pe decembrie, la mulți ani celor ce poartă numele de Spiridon sau Spiridona sau Spiridoana, și dați slavă lui Dumnezeu că trăim aceste minunate clipe de pace, liniște, fără război, fără probleme, fără necazuri, chiar dacă sunt încercări, să ne aducem aminte totuși că am fost chemați la cină și de multe ori n-am venit și probabil metodele prin care Îngerul ne cheamă pot fi și cele de mustrare și cele de boală și cele de încercare și cele de ispitire și cele de cercetare, dar dacă vom împlini acel cuvânt al Scripturii care spune nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Duhul Sfânt, acoperământul Duhul Sfânt, asta Fiul, acoperământul Duhul Sfânt, treime sfântă slavăție, noi putem cânta așa cum spunem în postul mare. Și orice sfat veți sfătui, risipi-l va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Poftiți la cină. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.